Dan Petrescu este noul antrenor al CFR-ului. Mai lipsește doar anunțul oficial, după ce tehnicianul clujenilor și patronul Neluțu Varga au negociat ore întregi luni la stadionul din Gruia. Primul semn că cele două părți s-au înțeles a fost prezența lui Mihai Bordeanu. Jucătorul a plecat cu mașina clubului de la stadion, după ce s-a înțeles și el cu Varga. Bordeanu a fost urmat rapid de patronul CFR-ului, care a refuzat să ofere declarații. De altfel, Petrescu a pregătit și meciul cu FCSB. La final, jucătorii au refuzat să vorbească despre venirea lui Petrescu. Știm și noi că sunt discuții și cu Mr. Dan, dar nu știu dacă au ajuns la o acord sau nu, că noi nu am vorbit nici cu patron, nimeni nu a spus nimic, noi am făcut antrenament cu preparador fizic și cu antrenorul portar.